Țită prinsă! Este! Foc, lovitură cu lovitură, număr de cartușe 4, foc! Trei mori! Economiști, instalatori, ingineri sau administratori de firme, oameni care nu au mai îmbrăcat uniforma militară de 20-30 de ani, au fost chemați în poligonul de tragere de la Chișoda, județul Timiș, pentru a-și reaminti ce înseamnă armata. Vorbiți? 3-4. Acum ca să vorbesc, să apăsăm pe computator. Avem și mitraliera de 7-62. Distanța maximă de tragere a ei este 3800 de metri. Avem un număr de aproximativ 700 de rezerviști pe care îi rotim. Principala activitate este executarea unei trageri cu armamentul individual de infanterie. Prezența este foarte bună până la această oră. Mizăm pe o prezență de peste 90%. Misiunea s-a dovedit cu adevărat dificilă pentru mulți, mai ales că în ultimele decenii pixul și calculatoarele sunt armele pe care le folosesc zi de zi. Nu știu, mă gândeam că nu ne scoate la... Deci era numai așa de verificare. Nu au zis că ne scoate și în poligon sau chestiile astea. Ce meserie aveți? Inginer. De cât timp n-ați mai pus mâna pe armă? De 30 de ani. Economist. Și cum e să lăsați pixul și să luați arma în mână? Interesant. Eu mai trag în fiecare an. Mă duc la poligon. Sunt pacifist. Ce ați reușit? Ceva? Nu... Deocamdată nu. Acțiunile de acest fel sunt desfășurate periodic de Ministerul Apărării încă din 2006. Exercițiile ajută și la reactualizarea evidențelor privind numărul de rezerviști din țară.